Salutare, prieteni! Eu sunt Adrian și vreți bun venit la un episod de Realistic Ravenport FS22. Este luna august, da, știu, am sărit o lună, nu am costit iarba în luna iulie, ceea ce ar fi trebuit, dar am vrut să ajungem în luna august ca să putem să recoltăm și sorgul și să putem să ne ocupăm un pic de terenurile acestea și după aceea ne ocupăm și de terenul de iarbă. În mod normal n-ar trebui să dăuneze atât de mult faptul că n-am cosit iarba din pricina faptului că ne rămân totuși 3 luni până când vine iarna. Da? Și atunci, în momentul în care vine iarna, iarba noastră se usucă și nu mai avem productivitate. Avem terenul ăsta pe care l-am recoltat data trecută, o să avem și terenul acela pe care îl vom recolta acum. Pentru asta vom cumpăra un compostor și o să mai câștigăm un pic la productivitate cu chestia asta. Dar până atunci, până ne apucăm de treabă, hai să aruncăm o privire la animalele noastre. Și de ce spun lucrul ăsta? La oițele noastre nu sunt probleme, la văcuțele noastre o să trebuiască să le mai punem și noi niște fân. Astăzi, în episodul de astăzi sau maxim în episodul următor. Da? Avem aici două văcuțe, este un tăuraș și o văcuță de lapte, un Holstein. Astea, tăurașul cred că va dispărea, că nu are rost să-mi țin aici locul ocupat, mai ales că de cât mănâncă mâncare. Avem lapte, 31.000 de litri de lapte pe care o să mergem să îl vindem. Și mai avem aici, uite, mai avem niște cocoșei mici pe care și pe ăștia trebuie să-i vindem. Avem și niște ouă, deci avem ceva. Și plus că s-a mai produs partea asta. Da? Ok, bun, ce facem acum? În primul și în primul rând o să mergem să luăm noi frumușel tractorul și o să mergem să vindem tot laptele pe care îl avem în momentul de față produs, pentru că îmi trebuiesc bani. Îmi trebuiesc bani destul de mulți, practic. Da? Mergem să vindem, mergem să vindem laptele ăla, să vedem câți bani putem să strângem din lapte. După aceea o să venim să luăm toți paleții aceștia pe care îi avem aici, îi încărcăm și mergem să îi vindem. Probabil că nu avem cel mai bun preț, dar din nou ne trebuie să vedem exact câți bani reușim să strângem din acești paleți ca să știu exact ce și cum voi face. Fiindcă eu în momentul de față am nevoie de, în felul următor, am nevoie de o semănătoare, fiindcă noi suntem ferma fără semănătoare în momentul de față, da? Am nevoie de un compostor, că am zis că hai să facem și treaba cu compostorul, cu compostatul, ca să mai câștigăm un pic mai mult, pe lângă faptul că împrăștim compost. Dar hai să sfărâmăm și miriștea asta. Nu știu dacă ajută cu ceva, dacă nu ajută, rămâne de văzut. Da? Și mai trebuie să mai cumpărăm partea din spate de cositoare, fiindcă asta o să-mi ușureze mie foarte mult munca pe terenul ăsta de iarbă, v-am zis. Iarba asta trebuia în mod normal cosită luna trecută, dar am zis că oricum pentru o lună de zile nu prea cred că ar fi problemă. Plus că mă interesa în principal să recoltăm și sorgul și să facem rost de bani să cumpărăm și compostorul respectiv ca să dăm peste, sau mai bine zis, după ce recoltăm sorgul. Da? Deci astea sunt lucrurile care ar trebui noi să le facem pe viitor la noi în fermă. Astea trei utilaje, astea sunt primele, plus că ar mai trebui să mai schimbăm și noi tractorul ăsta. Un tractor mai puternic, poate chiar cu o cutie automată, din care un pic de suferit în momentul în care îl bagi în sarcină și trebuie să înceapă să schimbă vitezele, pierde un tempo și te cam împlintește, practic, îți cam pune bețe în roate tractorul ăsta. Aș vrea totuși, deși m-a ajutat foarte, foarte mult tractorul ăsta, aș vrea totuși să-l schimbăm. Bun, unde mergem să vinem laptele? Ar fi la restaurant, cel mai bun preț. Și poate chiar la fabrica de lactate. Ia să vedem unde este fabrica de lactate. Dacă este departe, n-are rost să batem drumul până acolo, decât că... A, e departe. Este departe, așa că n-are rost să batem drumul până acolo. Mergem la restaurant, este diferență mică între ele. Restaurantul e aici aproape, n-ar trebui să ne ia prea mult. O trage un pic mai greu, mai ales că este plină, este o semi-remorcă, nu este prea bine echilibrată, trebuiau roțile alea un pic mai spre jumătatea remorcii și atunci ar fi fost mult mai bine echilibrată. Așa atârnă greutatea un pic pe tractor și îl cam chinuie destul de mult chiar.
Hai să nu răsturnăm totul remorca, zic eu așa după mine, că ar fi destul de nașpa să răsturnăm remorca, ar trebui, asta înseamnă că ne va dura capul destul de mult. Ok, bun, deci v-ați, mergem să vindem laptele, să vedem câți bani strângem din lapte, ar trebui, cât am zis, 31.000, 1.200, undeva pe la vreo 37.000, cu ce mai avem noi, ne ducem la vreo 50.000 de euro. Nu putem să cumpărăm remorca, ne trebuie și o remorcă de valuți, de aia am uitat să spun un pic mai devreme, dar nu strângem bani pentru remorcă de valuți. Da? Depinde după aceea ce bani mai luăm pe paleții de dovleci, de roșii și cel de salată, sau cei de salată. Salată mai puțin, acolo se produce un pic mai greu. Știți că salata se produce un pic mai greu decât celelalte și de aceea nu prea avem așa mulți paleți de salată, că se vinde mai bine salata ca și preț. Da, asta este. Ce avem, avem, până la urmă urmei. Hai să vindem laptele ăsta, să vedem exact câți bani luăm din el. Uite aici ce terenuri frumoase. Mamă, și dacă le iei cu ăla altul de lângă și le unește așa pe toate, face aici un teren de mamă. Zice, producția ai, uite acolo e un pic mai nasol, bucata aia de teren ca și nivelare, dar o scos până la urmă, urmei acolo cu combina noastră, cred că îl dăm gata. E, uite, pentru viitor, când vom avea bani, asta trebuie să facem, cumpărăm terenuri aici. Când vom intra practic în partea de, în a doua etapă a fermei noastre, uite 30.000 am luat de aici și mai avem de vândut încă 7.000 de litri de lapte. Hai să mergem să-i aducem și pe ceilalți. V-am zis, facem așa în etape. În momentul de față suntem în etapa de dezvoltare, practic. Asta înseamnă că momentan încercăm să ne cumpărăm utilajele care ne trebuiesc pentru o productivitate cât mai mare la noi în fermă. După ce terminăm etapa asta, începem etapa de extindere. Atunci, practic, începem să cumpărăm terenuri, să ne extindem și mai mult. A fost într-adevăr terenul ăsta cu numărul 23, l-am cumpărat eu, dar separat, dar trebuia să-l cumpărăm. Uite ăsta e, da, merge terenul ăsta, a făcut un teren aici mișto, să bage aici niște cereale, da, pe viitor, că momentan, v-am zis, suntem în etapa de dezvoltare, noi deocamdată trebuie să ne cumpărăm ce avem noi nevoie pentru fermă, astfel încât să ne funcționeze cât mai bine fermă, da? Ok, bun, hai, prima încărcătură am cumpărat-o. Asta înseamnă că cumpărăm compostorul și partea din spate de cositoare. Mai mult de atât, nu prea putem să cumpărăm momentan. Da? Ceea ce este un pic cam nasol, v-am zis, ne mai trebuie și semănătoare. Ar mai fi o variantă, v-am zis, am zis-o și în episodul trecut, ar mai fi o variantă să lăsăm până în primăvară și în primăvară să semănăm, de exemplu, grâu, poate chiar nițel, sorg, asta ca să avem o diversitate în caz că lucrurile nu merg cum trebuie, să avem totuși un plan de rezervă. Asta datorită faptului că pe timp de iarnă noi mai încasăm bani de la văcuțele noastre că vor produce lapte, bineînțeles. Da. Oițele mele nu prea dau lână, ceea ce este un pic cam nasol. Mă așteptam să înceapă să dea și ele mai multă lână până acum, dar cred că aceeași problemă e. Trebuie să înceapă să se mulțească și după aceea, după ce se mulțesc, după prima fătare, practic atunci încep să dea mai multă lână decât la început. Bun, ok. Hai să mergem să vindem și a doua remorcă. Bine, nu este plină a doua remorcă. A doua remorcă avem decât 7.800 de litri. Cât ne mai luăm de aici? Și vreo 9.600 de euro, 9.000 și ceva. Nu sunt mulți bani, într-adevăr, dar e ceva. Chiar e ceva, așa cum sunt. Uite și terenul ăsta ar merge. Avem opțiuni de dezvoltare, de extindere avem. Dar trebuie să avem răbdare, trebuie să facem lucrurile cu cap, să nu mai fac eu ce am făcut, să sar luna și să nu cosesc iarba. Recunosc că mi-asum fost greșeala mea asta. Am grăbit eu un pic. Dar asta este. Vom trece noi și peste lucrul ăsta, oricum v-am zis, mare lucru nu o scoteam. Într-adevăr, e o lună de iarbă pe care o pierdem, dar n-ar trebui să fie prea mare bătaie de cap.
Ok, deci 9600 minus 182 penalizarea punctajul de mediu, nu știu exact de ce avem încă penalizare de punctaj de mediu. Într-adevăr, avem un teren care nu este ca lumea muncit, dar restul sunt muncite. Hai să vedem mai departe. Vedem și după ce le muncim cum trebuie, după ce îl muncim cum trebuie și pe celălalt, pe ultimul teren, pe ăla care l-am recoltat data trecută, pe care am avut tors, că acolo ar trebui să mai fie un pic de problemă cu faptul că nu este muncit. Ok, deci de vândut practic laptele l-am vândut. Avem 50.000 de euro în momentul de față. Ce mai facem acum? Trebuie să mergem să încărcăm și paleții. Paleția de dovleci, de miere chiar. Mai avem niște paleți de roșii, vreo 2 paleți de salată. Mergem să le încărcăm și pe aceea. Și să vedem câți bani ne luăm practic și de acolo. Nu cred că o să ne luăm foarte mulți. Depinde, până la urmă urmei s-ar putea totuși să avem ceva. Dar să încasăm totuși ceva și de aici. Să fie oare să ne scape pe noi paleții ăștia? Să încasăm de aici o grămadă de bani încât să ne cumpărăm tot ce avem nevoie? Hai să vedem, rămâne să descoperim, nu? Ok, hai să detașăm. Acum venim cu remorca. Cu remorca platformă și cu încărcătorul pe roți și ne apucăm să încărcăm. De încărcat era mai bun un stivuitor, ai alt control pe stivuitor față de încărcătorul pe roți, dar n-avem bani și de stivuitor momentan, las că folosim pe ăsta. Cine l-o fi parcat aici așa? Ia ziceți, vă știți? Aș avea așa o idee. Da, nu pot să spun. Nu pot să-l înjur pe la care a parcat aici așa. Mi-a blocat mie, uite, trebuie să mă dau acum jos. Bine, oricum tot trebuia să-l mutăm, da? N-aș fi vrut să-l mutăm chiar acum. Ok, bun. Trebuie să desfacem un pic gheruțele. O să folosim, practic, în momentul în care o să trecem la ceilalți paleți, nu la... Cu toate că mergea și la așa. Desfacem felul următor. Hai să deschidem noi gheruțele noastre la maxim. O să vedeți voi ce șmecherie facem acum. Uite așa. Ăla-i. Ok, hai să venim cu tractorul și cu platforma aici. Ce frumos stau remorcile noastre acolo parcate. Îmi place, chiar îmi place. Să știți că mie îmi place ferma cum arată, felul în care sunt muncite terenurile, în care au fost, practic, cum au fost mai puțină. Dar cum vor fi muncite terenurile, o să vedeți că o să fie cu totul și cu totul altceva. Hai să atașăm remorca, hai să atașăm și furtunele. Ia uite ce frumos sunt terenurile alea. Bani, sunt curios să vedem ce producție avem și la sorc, că dacă avem o producție bună și la sorc, chiar că ne-am scos pe urmă, Hai să punem un pic cât mai departe platforma noastră, ceva de genul. Hai să oprim motorul, să facem economie la motorină. Și ne punem pe încărcat. Dacă vă place videoclipul, nu uitați, prieteni, să dați acolo un like, un subscribe, abonați-vă dacă nu sunteți abonați și vreți să vedeți mai multe videoclipuri de genul. Eu acum o să mă pun pe încărcat, nu prea îmi place mie ce se întâmplă cu paleții mei de miere, nu a fost cea mai bună idee să facem lucrul ăsta. Da, încercăm, poate ne iese, cine știe. Facem economie de mișcări. Ok. Hai să ne punem pe treabă și ne auzim la... Ups. Cam grei, mai grei decât mă așteptam. Și bine, este și terenul de așa natură, dar hai să vedem, poate reușim totuși să îi încărcăm aici. Le punem kingă, nu e asta o problemă, decât că vreau ca să nu fie nici pe margine. Hai să vedem așa. Am dărâmat acolo. Nasol.
Hai să tragem King aici. Odată. M-am zgârcit, m-am calicit și eu. Hai să ne punem să încărcăm și pe ceilalți. Vedem cum rezolvăm și cu paleția aia care i-am dărâmat. Hai să ne punem pe treabă și ne auzim la final. Finally know how to live without hurting myself. I think that I am moving on, 'cause I do feel less broken. I needed a sign, and this is the sign that I'm here. Ok, nu e cea mai bună încărcare a mea. Dar asta este situația aici cu mierea asta, am dat-o în bară rău de tot. Bun, hai să mai vedem ceva. La ouă, ia să vedem ce preț avem. 2500 cel mai bun preț în noiembrie, iar noi în momentul de față suntem destul de slab. Bun. Ok, bun. Ia să vedem, după aceea mai crește. În august e cel mai slab preț și după aceea mai crește prin octombrie încolo. Ok, bine, hai că ne ajung și astea. Hai să mergem să le vindem, să vedem câți bani luăm pe ele. Lăsăm aici încărcătorul pe roți. Hai să ne luăm frumușel tractorul nostru. Nu e cea mai bună încărcare a mea, dar merge. Ce avem aici? 2500 de litri de roșii, 5000 de litri de dovleci, 1000 de litri de salată și 1600 de litri de miere. Ia să vedem. De curiozitate, la roșii, ce preț avem? Slab, salată, slab, în iarnă trebuia să le vindem, uite, 2000 de euro. Hai să mergem să vindem aici, ia să vedem. Water Station, restaurant, 1713, 1765, da, hai să mergem acolo și ia să vedem, mai aveam noi niște miere, 1690, da, la Water Selling Point, mergem. Bun, mergem să vindem toate aceste lucruri pe care le avem aici. E un pic de încărcătură pe remorcă, Vines. Acolo nu-mi place cu mierea aia, m-am calicit. Trebuia să nu mă mai calicesc. Dar asta este. Bine, nu este nici locul special amenajat pentru încărcare. Este denivelat. Trebuia undeva unde era unde să fie drept, să fie betonat. Chestii, trestii, balamale, să fie ca lumea făcut. La mine pe pământul ăla ce să faci? Ce să încarci pe pământul ăla? Asta este. Hai să vedem și câți bani mai luăm de aici. Se pare că nu foarte mulți. Pe de o parte. Un 10.000 de euro dacă ne luăm de aici e bine. Eu mă declar mulțumit, practic. Mai avem și ouăle, v-am zis, dar ouăle nu o să le vindem acum. O să le mai păstrăm pentru moment. Tind să cred că... Tare, mi-e frică că vom sta până în primăvară cu terenurile nesemănate. Că nu cred că strângem bani ca să cumpărăm semănătoare. Semănătoarea care vreau eu să o cumpăr este vorba de aceasta. E o combinație, practic. Dacă mergem noi aici pe semănători, ia să vedem. Aici. Ar trebui să luăm partea asta de semănătoare. Asta vreau eu să o iau cu acest rezervor și deci ne trebuiesc 70.000 de euro. Deci 70.000 de euro ne trebuiesc. Ceea ce banii ăștia nu iau. Da, așa că o să trebuiască să mai așteptăm nițel timp. Nițel mai mult timp, mai exact. Hai să vedem aici cum urcă tractorul nostru. Nu prea îi place panta asta, nu-i place niciodată, nici cu cisterna, se pare că nici cu platforma nu-mi place. Hai că poți. Știu eu că poți.
Am încredere în tine, eu acum îl încurajez, sărac, are și el nevoie de încurajare, uite. Chinuie sărac pe aici. E, hai că și-a luat acum avans. E, altă viață. Așa, bun, hai că până la urmă urmei reușim să urcăm și noi cu asta, asta. E cam abruptă, într-adevăr, nu pot să-i zic nimic. E destul de abruptă, poate n-ar fi fost cea mai bună alegere să venim să vindem aici, dar aici aveam prețul cel mai bun la câteva produse, nu era la toate, dar la câteva era destul de bine. Și momentul adevărului, hai să vedem câți bani luăm și de aici. Hai că suntem bine, pentru moment suntem în grafic, hai să vedem până la sfârșit câți bani strângem. Paleția de miere, o să vedeți voi că o să avem o problemă cu ei. Nu o să vrea să-i descarce de acolo. €10.000. Bun. Paleția de miere nu ia, din cauza că sunt... Dar facem noi, uite așa. E, altă viață. Și mai avem acolo un palet pe care pe ăla chiar că nu. Pe ăla trebuie să-l dăm cu... Pe ăla trebuie dat cu încărcătorul pe răția, să vedem. Reușim noi să-i facem ceva lui ăla? Am blocat și traficul și tot. Asta e, ăștia sunt toți banii pe care avem. Paletul ăla nostru putem noi să-l dăm de acolo fără încărcătorul pe roți. Da, acolo rămâne. Bun, hai să mergem la noi la fermă atunci, dacă nu vrea ca să pice de acolo. De altă parte nu vreau nici să-l pierd, haide mai bine să tragem mechingile. Asta e, avem 374 de litri de miere. Asta e. Deci avem 61.938 de euro, avem în momentul de față 16.000, parcă am zis că este compostorul, sau 14.000, nu mai țin exact multe, 16.000. 25.000 avem partea din spate de cum îi spune, de cositoare. Deci avem un total cât 16.000 cu 25, 41.000, ne mai rămân vreo 20.000 de euro. Ok, bun, este acceptabil. Dar, v-am zis, pentru semănătoare nu prea cred că vom avea bani. Teoretic și practic. Mai ar fi singura soluție să mai vindem niște ouă, cu toate că nu... cu toate că mă îndoiesc că vom strânge destul de multe ouă încât să ne permitem toată... să ne permitem cositoarea aceea. Hai să desfacem, nici în momentul de față nu ne permitem, deci avem, oricum, o să fie o problemă cu semănătoarea respectivă, cred că o lăsăm pe primăvară, cred că semănăm în primăvară terenurile noastre, important este să le avem pregătite. Ok, bun, facem în felul următor. Hai să atașăm remorca. Hai să atașăm și furtunele. Și ne punem pe recoltat de sorc, să vedem cât sorc strângem și de aici. Ca să știm exact cum stăm. Da? Hai să luăm combina. Hai să o pornim. Întâi facem marginile ca să putem să ne mutăm. Adică să putem să avem un pic de... spațiu de manevră. Și ne punem pe recoltat. Ne auzim la sfârșit. Aici nu facem paie că nu avem de unde. Hai să-i dăm bătaie. We'll be right back.
Și am terminat și cu sorcul. Nu avem foarte mult sorc. 14.000 de litri. Nu e mult, dar sunt câteva luni de mâncare pentru găini. Deci, cu alte cuvinte, e ok. Nu este extraordinar, dar e ok. Bun, hai să oprim. Am terminat aici de oprit. Avem și ceva bănuți pe care, bineînțeles, că o să-i cheltuim luna următoare. De asta să nu vă faceți griji. Da, cam asta a fost pentru episodul de astăzi, prieteni. Dacă v-a plăcut videoclipul, dați acolo un like, un subscribe, abonați-vă dacă nu sunteți abonați și vreți să vedeți mai multe episoade de genul sau sunteți curioși să vedeți cum va arăta ferma aceasta până la sfârșit. Eu o să descarc aici sorgul, o să mă duc să duc combina frumușel. Combina am cam terminat pe anul ăsta și așa că o să trebuiască să o spălăm și să o băgăm frumușel la garaj, că nu mai avem ce să mai facem cu ea. Anul acesta am terminat toată treaba. Acum ce ne rămâne nouă de făcut este să cosim iarba de pe terenul. Hai să ne oprim un pic, hai să o pliem, că momentan am terminat cu ea. Trebuie să cosim iarba de pe terenul cu numărul 23. Trebuie să ne pregătim terenurile acestea pentru semănat și poate, dacă avem un pic de noroc, poate chiar să și semănăm anul ăsta. Sunt dispus să accept până în luna, să aștept până în luna octombrie cu semănatul. Dacă nu reușesc în septembrie, aș putea să semăn și în octombrie. Dacă nu, o să lăsăm până în primăvară. Eu sper să nu fie cazul, dar asta este. Vedem exact cum ne încadrăm. Teoretic ar trebui, după calculele mele, ar trebui ca în luna octombrie să avem bani să cumpărăm și semănătoarea, să ne cumpărăm și partea din spate de cositoare și chiar și compostorul. Nu ne rămâne pentru, nu o să ne rămână bani pentru sapa de plivit, ceea ce o să fie o problemuță, că și acolo avem o problemă. Nu vreau să folosesc momentan pesticide, insecticide, ierbicide, toate cele. Aș vrea totuși să fie un pic mai verde așa ferma noastră, dacă putem, dacă putem, cât mai verde posibilă. Nu exclus, adică nu totul verde, dar cât mai verde posibil. E păcat de verdele ăsta după combina noastră de la fen și după tractor. Să nu facem și ferma verde, nu credeți? Cam atât, prieteni, pentru astăzi. Nu uitați, dacă v-a plăcut videoclipul, dați acolo un like, un subscribe. Abonați-vă dacă nu sunteți abonați și vreți să vedeți mai multe episoade de genul. Eu sunt Adrian, vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și vă aștept în episodul următor, tot aici pe canalul de YouTube Adrian Gaming Addict, la un episod de Realistic FS22 Ravenport. Între timp eu o să mă duc să descarc această remorcă la noi, la silos, și am terminat pe episodul de azi. Cam atât, prieteni, încă o dată, ne vedem în episodul următor. Să-i frumoasă aveți, pa, pa!